Doamnelor, domnilor, bună seara, bun găsit la o nouă ediție Retrospectiva Săptămânii. Sunt Rafaelo Varga. Avem un nou subiect de dezbătut, un nou subiect care s-a discutat toată această săptămână. Ce facem cu câinii maidanezi? De ce la 10 ani de la tragedia în care Ionuț și-a pierdut viața, autoritățile statului nu au făcut nimic și avem încă o victimă, încă o victimă cel puțin despre care vorbește presa. Este vorba despre Ana, pentru care deocamdată cel puțin autoritățile nu au făcut nimic, doar își pasează vina de la unul la altul. Drama Anei, femeia ucisă de câini săptămâna trecută, sâmbătă, a ajuns și în urmă cu un an la spital, tot din cauza acestui lucru, din cauza faptului că a fost mușcată de câini. Avem însă și declarațiile salvatorului din anul 2022, bărbatul care a salvat-o pe Ana. Vorbim însă și despre câinii maidanezi care mai fac o victimă în această săptămână. Un copil de 13 ani din Teleorman a fost mușcat de o haită de câini. Și ce credeți? În tot acest timp, autoritățile nu fac nimic altceva decât să vină cu declarații la TV, unii dintre ei, iar ceilalți doar să vină cu câteva mesaje pe paginile sale de Facebook. Mai avem însă și politicieni care pare că sunt oarecum impresionați de drama acestei povești, de drama modului în care a sfârșit Ana. Și aici vorbesc despre primarul de la sectorul 6, care într-o declarație a plâns atunci când a fost întrebat ce i-ar spune copilului Anei. Vom urmări toate aceste momente. Vorbim însă și despre un caz șocant de la Iași. Acolo o doctoriță, șefa secției de oncologie, le-a cerut bani pacienților bolnavi de cancer ca să-i trateze. De exemplu, un pacient care a fost diagnosticat cu două forme de cancer, această doctoriță i-a cerut două șpăci în valoare de câte 200 de lei și pentru că nu a avut banii, a refuzat să-l trateze. Între timp, pacientul a murit. Vorbim însă și despre primele carduri pentru energie care au fost deja tipărite și care au ajuns deja la beneficiari, dar discutăm și despre ghidul de folosire a acestor carduri de energie. Pe de altă parte însă vorbim despre Lucian Bode, care este prezent zilele acestea la reuniunea Consiliului Jai. Acolo nu se discute despre aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen, însă susține Lucian Bode că va aminti despre acest lucru, despre faptul că România își dorește în zona Schengen. Pe de altă parte, oficialii europeni vor să trimită migranții în țările de origine, despre asta se discute la acest consiliu. Însă, Germania, săptămâna aceasta, a decis că este de acord, trimite tancuri Leopard 2 Ucrainei. Și Rusia reacționează, cum aflăm în această seară. Nu putem începe însă emisiunea fără să vă prezint invitații. Vorbim despre Cora Muntean, jurnalist, analist politic. Bună seara! Bună seara, bine v-am găsit! Mulțumesc pentru prezență și, desigur, Radu Herjeu, analist politic, invitat permanent. Bună seara și ție, Radu! Bună seara! Începem, domnilor, domnilor! Așadar, la o săptămână de când o femeie și-a pierdut viața sfâșiată de o haită de câini lângă lacul Morii din capitală, încă se caută vinovații. Instituțiile care ar fi trebuit să evite o astfel de tragedie își pasează reciproc vina. Într-o postare pe o platformă de socializare, Ciprian Ciucu, primarul sectorului 6, spune că vina este a autorității pentru protecția animalelor. De cealaltă parte, autoritatea dă vina pe poliție și pe primăria sectorului 6. Iar primarul general al capitalei, Nicu Jordan, a făcut o postare pe rețea de socializare în care își exprimă regretul pentru moartea Anei Oros și spune că cine a greșit va plăti. Și începem discuția. Doamna Cora Muntean, va plăti cum au plătit și ceilalți pentru moartea lui Ionuț? Da. Și câți oameni trebuie să mai moară pentru a se schimba ceva? Trebuie și văd că se politizează, evident, și acum se împarte. Acum, noroc că nu mai e niciun PSD-ist. Adică noroc. Mă rog, nu mai e niciun PSD-ist, că sigur el ar fi fost vinovat. Adică s-ar fi aliat imediat și Ciucu și Nicușor Dan și doamna Clotild, care n-are nicio treabă și care astăzi era prin sectorul 1 niște bălți de nu poți să circuli, că a nins foarte puțin și a plouat puțin și nu e bună canalizarea. Divaghez puțin, dar e important, pentru că da, și problema aceea este mult mai importantă, evident, pentru că ni se poate, s-a petrecut o dramă și ni se poate întâmpla oricui. Dar și asta este importantă, pentru că nu toți suntem bogați să avem limuzine și mașini să circulăm și atunci circulăm pe jos, da? Corect. Și nu putem, pentru că ne intră apă în cizme, trebuie să umblăm. Bun, revenind la această tragedie cumplită, încep cu domnul primar general, care era așteptat, să ne amintim că la câteva zile 30 după... și ceva de ore a reacționat exact, pe Facebook. Exact.
toată lumea aștepta părerea lui. Eu cred că el nici nu știe, nici în ziua de astăzi nu știe, că cineva i-a scris postarea aia pe Facebook și a zis, da, ce să scriem, să dăm bine. Pentru că aici nu mai era vorba nici despre PNL, nici despre USR, nici despre PSD. E vorba, pentru că câinii ăia, că or fi de lupte, că or fi maidanez, ce câini or fi, îi atacă fără să te întrebe tu ce, cu cine ții și cum, așa. Și atunci să se fi găsit o soluție, pentru că nu este normal. Desigur, și la Paris au fost mușcați oameni, dar nu trebuie să luăm. Știu că este indicat să luăm exemplele de la, din vest și acolo să zicem, dar nu trebuie să le luăm chiar pe toate și să le considerăm bune. A plâns domnul Ciucu. Wow, ce? A plâns domnul Ciucu. Păi, să plângă și să facă ceva. Dar domnul Nicușor Dan, când a pus-o pe acea doamnă, cum o cheamă, la City Manager, care are subordine... Nu știu exact numele, dar știu despre... Da, bun. Deci doamna aceea care, așa a scris presa și nimeni n-a dezmințit, că dânsa fiind mare iubitoare de animale, a dat ordin ca să nu fie strânse animale, să nu li se facă, adică să fie lăsate așa toate animale, să le fie foame, să ne atace, să... Ce? Și atunci domnul primar general Nicușor Dan nu are nicio vină. Bun, acum că noi stăm și discutăm, că oamenii se... declară oripilați și contrariați și nervoși pe Facebook, dar eu tot fac o comparație pentru că, și dau un exemplu, pentru că mie nu-mi place dubla măsură, da? Deci dacă era, să zicem, doamna Firea, acum primar, deci acum nu Piața Victoriei, era plin și acolo în lacul Morii, deci nu se mai mișca oameni, ningea, ploua, nu conta, toată lumea stătea pe și cerea să vină cineva cu capul doamnei Firea pe tavă și să-l arunce în lacul Morii, pentru că dânsa este vinovată de ce s-a întâmplat. Deci suntem de vină noi, prin pasivitatea noastră, și nu ne gândim, dom'le, pot eu, dar nu știm încă nu s-a ajuns la, dom'le, ce fel de câini erau ăia, că orice câini ar fi fost, trebuie, dacă erau ai celor care organizau lupte și sunt atât de periculoși, deși ăia care organizau, de ce le-ar fi dat drumul atunci? Mă rog, nu știu care este situația. Cert este că este plin și de maidanezi în ora. A început iarăși să se umple ora, capitala patriei noastre, a început să se umple iarăși de câini maidanezi. Și de aici trebuie să încercăm să vedem de ce și dacă opinia publică, societatea civilă, care iată, deci nu știu ce societate civilă e asta pe care o interesează doar plagiatele, de parcă plagiatele sunt... Dom'le, lasă-i, dom'le, dacă un primar este cel mai mare plagiator, dar vine și rezolvă toate problemele orașului, pe mine chiar nu mă interesează ce a plagiat și ce n-a plagiat, da? Dar canalizarea interesului public pe o anumită direcție de către așa zisa societate civilă este criminală. Așa cum criminală este și în acest caz în care femeia aia biată și-a pierdut viața. Și-a pierdut viața, însă în luna aprilie anului trecut, Ana Oros, femeia omorâtă de câini și de indiferența autorităților, a trecut prin fix același iad. Fix în același loc, dar atunci a avut norocul să fie salvată la timp. Femeia nu voia să trăiască o viață plină de frici și credea că după evenimentul de atunci, care se va schimba, a trecut iar prin locul răufamat și iată că acolo și-a găsit și sfârșitul. Marius Neacșa este salvatorul Anei de anul trecut. Acesta spune că femeia a fost la un pas de moarte când a fost atacată de câini fix pe același câmp. A suferit răni grave, însă a supraviețuit atacului. În momentul în care am văzut că au trântit-o câinii la pământ, am alergat de pe bicicletă, am găsit o creangă de copac mai mare și am îndepărtat câinii respectiv, care erau foarte agresivi. Și o mușcaseră foarte rău, avea foarte multe răni pe corp, pe cap. Între timp Daniel a sunat la 112, am reușit să o scoatem de acolo din câmpul acela deschis și am adus-o până la asfalt, unde au venit echipajele de poliție,
salvarea. După tragicul eveniment, Ana nu a vrut să renunțe la pasiunea sa pentru alergat și nu voia să trăiască cu frică, așa că femeia s-a reapucat de alergat. Uneori se mai întâlnea cu omul care i-a salvat viața. M-am întâlnit de câteva ori cu ea exact în zona respectivă pentru că a început să iasă din nou să alerge. Mi-a arătat rănile pe care le avea, rezultatele operațiilor. V-am zis, era foarte, foarte grav rănită, însă avea un tonus foarte, foarte bun și foarte pozitiv. Marius Neacșa nu a uitat întâmplarea și a vrut ca nimeni să nu mai treacă prin așa ceva. Bărbatul a încercat să vorbească cu autoritățile și să tragă semnale de alarmă. A reușit să ia legătura cu un om al legii care i-a promis ajutor. În septembrie au început să apară din nou foarte mulți câini, iar în momentul în care am observat, i-am trimis acestui domn polițist fotografii, filmulețe, însă mi-a răspuns că nu este de jurisdicția dumnealui și că să contactăm ASPA. Bineînțeles că am făcut asta, am sunat de câteva ori la ASPA, într-un final m-a sunat un domn de acolo, mi-a lăsat numărul de telefon și m-a rugat să îi trimit pe WhatsApp poze și filmulețe cu câinii respectivi. Le-am trimis și aceste poze și filmulețe, au spus că o să mă sune, nu m-a sunat, am încercat să revin pe numărul acela de telefon și nu am primit absolut niciun răspuns. Drama Anei este dovada tristă că autoritățile din România nu învață din greșeli. În urmă cu 10 ani, Ionuț, un băiețel de 4 ani, a murit sfâșiat de câini într-un parc din capitală. Și la doar câteva zile după ce o femeie a murit sfâșiată așadar de câini, o altă tragedie s-a întâmplat. În Teleorman, un copil de 13 ani a fost sfâșiat de câini. Din fericire, în acest caz, băiatul a fost salvat la timp. Radu Herjeu, așa, iată o problemă nu doar la nivelul capitalei, ci o problemă la nivelul întregii țări, dar ce rămânem cu lacrimile domnului primar Ciucu, cu nicio declarație din partea domnului primar Nicu Șordan, ce e de făcut? Și câți oameni mai trebuie să moară? Eventual trebuie schimbați. La următoarele alegeri, mă gândesc, puși alți oameni, unul să nu mai aibă atâta ipocrizie în el, cum are domnul Ciucu, care, să nu uităm, este președintele PNL București, partid aflat la guvernare în capitală, alături de USR și de Nicu Șordan. Și să nu mai punem un om pe lângă incompetent, complet incompetent, care habar n-are ce caută acolo și total lipsit de empatie și aici, evident, vorbesc despre primarul general, care n-a binevoit nici măcar să iasă într-o declarație publică să transmită condoleanțe familiei. A pus un mesaj absolut jenant pe Facebook la 35 de ore după, probabil, ori în necunoștință de cauză, ori un consilier o fi decis, mă, hai totuși să spunem ceva, că omul ăsta e clar. La presiunea al cuiva, pentru că altfel un om obișnuit, un om cu empatie, ar fi reacționat în minutul 2. Indiferent, deci nu era vorba de vinovății în acel moment, nu era vorba de arătat cu degetul, nu era vorba de promise, acțiuni, era vorba de reacție umană la o tragedie a unui om din orașul pe care tu-l păstorești. Lucrurile astea, din păcate, o astfel de tragedie arată poate unora dintre cei care i-au adulat pe cei doi și au considerat altfel de politicieni că de fapt sunt de multe ori mai răi decât cei care erau înainte. Pentru că eu mi-aduc aminte reacția lui Oprescu după tragedia cu Ionuț. Mi-aduc aminte că după aceea, în foarte puțini ani, nu mai era picior de câine vagabond în București. Mi-aduc aminte că în acel moment, sigur, s-a dovedit că acei câini care l-au sfâșiat pe Ionuț erau câini ai unor proprietari care au fost identificați pe un teritoriu cu un proprietar care a fost identificat. Chiar și așa, în acel moment, Oprescu a fost considerat responsabil de către societatea civilă pentru că s-a întâmplat la el în ogradă lucrul ăsta. În acest moment asistăm la un război fratricid de dreapta, între dreapta modernă, adică și dreapta mai puțin modernă, habar n-am. Deci între PNL
Și pe de o parte, Nicușor Dan și USR, pentru că dacă PNL-USR. Ați observat, USR-ul a sărit imediat în apărarea Nicușor Dan prin Vlad Voiculescu, adică imediat s-a gândit că au pleacă dacă se întâmplă ceva cu Nicușor Dan, pierdem spitalele din București, deci nu, trebuie apărat Nicușor Dan. Bun, au ieșit în apărare, se acuză de cele mai groaznice lucruri, da? Și te gândești, bun, dar voi sunteți încă la guvernare în București. N-am văzut de la Ciucu, am mai spus-o și o să o repet, când Ciucu va ieși public și va spune din acest moment noi ieșim din coaliția care conduce Bucureștiul pentru că Nicușor Dan s-a dovedit a fi un primar incapabil și așa mai departe, în acel moment poate o să mai ascult ce spune domnul Ciucu. Până atunci este doar ipocrizie politicianistă și, foarte important, încercarea de a scăpa de orice responsabilitate pentru că s-a întâmplat pe teritoriul sectorului 6. Pentru că din documentele ASPA, primăria sectorului 6, poliția locală din sectorul 6 știau că acolo este o zonă de risc, știau că au reapărut câinii, nu au luat nicio măsură. Mai mult, ASPA acuză poliția locală din sectorul 6 că a împiedicat-o la un moment dat să acționeze în zonă. Astea sunt lucruri foarte grave, sunt lucruri penale care se pot răsfrânge asupra primarului sectorului 6, chiar dacă el nu are atribuții directe în protecția și prinderea animalelor comunitare. Deci este o încercare de a lui disperată de a scăpa de această responsabilitate, mai ales că el vizează postul Nicușor Dan, dacă se va ajunge la o înțelegere PNL-PSD, cel de mult visează să fie primar general al capitalei, plus cu o astfel de problemă, dacă se dovedește că și el, ca șef al instituției, este responsabil de această tragedie, poate să-și ia la revedere de la funcția de președinte PNL București și poate să-și ia la revedere și de la o candidatură măcar la sectorul 6 peste un an și jumătate. Bun, aș vrea să le reamintesc telespectatorilor și să le spun celor care nu știu și cu siguranță și actualului primar general. În anul 2012, într-un interviu, Nicușor Dan, la acea vreme candidat la funcția de primar general al Capitalei, a semnat un document prin care a promis că își va da demisia dacă problema câinilor fără stăpân din București nu va fi rezolvat, atenție, în primele 6 luni de la preluarea mandatului. Există și această declarație, a fost peste tot în spațiul public, această declarație, promisiune de fapt a lui Nicușor Dan, inclusiv cu semnătura acestuia. Ea a fost făcută pe data de 16 mai 2012. Doamna Cora Muntean, cum rămâne cu această promisiune? Nicușor Dan a promis că din 28 septembrie veți avea apă caldă și acum e un dezastru. La fel, pot să spun. Deci acum sunt oameni, că sute de mii sau nu știu câte mii de blocuri din București nu au apă caldă pe vremea asta. Se întâmpla ceva și a fost declarația aia absolut halucinantă, aia de fizician, că dacă ajunge dar nu ajunge. Da, așa. Da. Ea ajunge, dar nu prea ajunge. Da, dacă nu ajunge, că de ce când e cald, e cald și în casă de la calorifere și când e frig, nu mai este apă. Deci că el atunci cred că era în stare, cred că exact în acea perioadă sau puțin înainte l-am cunoscut pe Nicușor Dan, care mi se părea o chestie, bine, el fiind un personaj simpatic, așa în discuții simpatic, mă rog, na, în discuțiile cu el. Dar la cât de habarnic și aerian era, mie mi se părea o glumă ca el să candideze la această funcție de primar general al Capitalei. Lăsând, trecând peste și ajungând la faptul că la vot, votanții lui nu știau pe ce loc este, nu știau unde să-l... Totul a fost o comedie, pornind de la acea declarație cu Silviu Prigoană, era în emisiune, da? În care a semnat el că se ia. Deci Nicușor Dan, dacă îi punea atunci o hârtie în față, se angajeze că va face în București un turn Eiffel, semna că va face un turn Eiffel și după aceea spunea, așa cum e el aerian și așa, și cu claia aia în cap și va spunea, eu? Nu știu, nu. Deci, așa că ce a semnat? A făcut atât de multe promisiuni. Pe mine mă aduce în stare de a nu-mi putea explica faptul că există oameni care iau apărarea. Adică în afară de aia pe care el îi plătește și care depind cu joburile de el,
De ce i-ai luat apărarea lui Nicușor Dan? Că n-a făcut absolut nimic. Cu siguranță, acei oameni care iau apărarea primarului Capitalei consideră că nu este vinovat de acest lucru, însă aș vrea să vă... Nu e vinovat de nimic, nu de acest, de nimic, de ce se... Că oamenii n-au apă caldă, că n-au căldură, că îi mănâncă pe stradă câinii. Sau poate, acum este greu să recunoști după ce ai văzut că tot ceea ce ți s-a zis că se va întâmpla dacă Nicușor Dan va veni la primărie, nu se va întâmpla. Poate acum faptul că ai fost mințit îți e mai greu să... Păi sunt alții care își pun cenușă în cap cu Iohannis, Doamne, Doamne, ce rău îmi pare, este un monstru, este așa, poți să zici că doar n-o fi Nicușor Dan mai de neatins decât Iohannis, nu? Da. Însă, pentru că vorbeam despre cazul lui Ionuț, în urmă cu 10 ani, un copil de doar 4 ani a sfârșit ucis de câini în parcul Tei din capitală. La vremea aceea, Ionuț împreună cu fratele său mai mare se afla în parc cu bunica lor, iar la un moment dat, cei doi s-au îndepărtat. A fost suficient ca haita de câini să îi vadă pe cei mici, iar din nefericire, copilul a sfârșit în colții animalelor. Acum, la distanță de un deceniu, iată, istoria se repete, iar autoritățile încă nu au scăpat de vechile obiceiuri. Dau vina de la unul la altul. Era o zi liniștită de septembrie 2013 și nimic nu prevestea ce avea să se întâmple. La un moment dat, o femeie a sunat la numărul de urgență 112 și a anunțat că nu-și mai găsește unul dintre nepoți. Femeia a spus că se afla în parc împreună cu cei doi nepoți ai săi, în vârstă de 6 și respectiv 4 ani. Conform declarațiilor bunicii, la un moment dat, cei doi copii s-au îndepărtat de ea și au dispărut. În timp ce își căuta nepoții, băiețelul de 6 ani s-a întors cu o rană la picior și a povestit că el și fratele său au fost atacați de câini. Femeia a anunțat poliția, iar Ionuț a fost găsit mort într-un tufiș. Am fost solicitați de colegii de la poliție să intervenim cu un echipaj de prim ajutor pentru un copil. Din păcate, nu s-a mai putut face nimic, a spus Daniel Vasile, purtătorul de cuvânt al ISU, la vremea aceea. Coordonatorul de atunci al Autorității pentru Supravegherea și Protecția Animalelor, Răzvan Băncescu, a declarat că băiatul se afla pe un teren privat, iar primăria nu are nicio vină. Referitor la tragicul accident în care și-a pierdut viața un copil fiind mușcat de un câine, primăria sectorului 2 precizează că acest incident a avut loc pe un teren proprietate privată, pe strada Tuzla, numărul 50, iar incidentul nu a avut loc în parcul Tei, a precizat primăria într-un comunicat. Coordonatorul Autorității pentru Supravegherea și Protecția Animalelor de la acea vreme a declarat de asemenea că primăria nu poate eutanasia toți câinii din București. Nu putem să strângem câinii într-o lună și să-i eutanasiem, însă câinii vor fi strânși de pe domeniul public și sterilizați. Cadrul legal îl avem deja aprobat, iar bugetul asigurat. Procedurile legale sunt în curs de finalizare, a specificat coordonatorul ASPA. Timp de 3 ani, autoritățile au aruncat vina de la una la alta, însă într-un final s-a găsit și vinovatul. În anul 2016, Curtea de Apel București l-a condamnat la 3 ani de închisoare cu executare pe administratorul terenului privat, unde s-a petrecut tragedia. Totodată, administrația domeniului public sector 2 și administratorul terenului trebuie să plătească despăgubiri de 2,4 milioane de euro familiei băiatului ucis de câini. Completul, format din doi magistrați de la această instanță, a decis să modifice doar modalitatea de executare a pedepsei în privința administratorului terenului din 3 ani de închisoare cu suspendare în 3 ani de închisoare cu executare pentru Adrian Ciorăscu, administratorul firmei care deține terenul. Istoria se repetă astăzi însă. Se pare că nimic nu s-a schimbat și într-o țară europeană încă se mai moare în colții câinilor maidanezi. Între timp apar detalii șocante în cazul medicului de la Suceava care cerea bani pentru tratamentul bolnavilor de cancer. Un pacient a murit pentru că nu i-a dat mita la timp și a fost amânat, iar altul i-a spus că suferă de două forme de cancer, însă doctorița ar fi cerut o sumă dublă ca să-l trateze. Șefa secției de oncologie a spitalului din Suceava a stat în arest preventiv timp de 5 zile, iar recent judecătorii au luat decizia ca femeia să stea în arest la domiciliu pentru următoarele 25 de zile. Radu, ce poți să spui într-un astfel de caz? Și aș vrea să adaug faptul aici că medicii, colegii doctoriței îi sar în apărare și susțin că femeia muncea foarte mult. Pe de altă parte, pe lună ajungea la un salariu pentru că era angajat și la spitale private, la suma de 25.000 de lei. Vedem imagini cu momentul în care șefa secției de oncologie este reținută.
Deci ce pot spune în astfel de cazuri nu se poate spune la televizor. Pentru că te-ar amenda foștii mei colegi de la CNA. Așa că n-am să spun ce ar trebui spus în astfel de cazuri, care mie mi se par absolut abominabile. Să lași un pacient. Deci dacă se dovedesc toate acuzațiile care i s-au adus, repet, dacă se dovedesc acuzațiile, pentru că deocamdată sunt niște acuzații aduse de pacienți, de foști pacienți sau de rudele acestora. Și e important de menționat că doamna doctor a fost prinsă în flagrant în momentul în care deci, primea... dacă se dovedesc aceste, care, una dintre ele aceia în care i-a spus ai două cancere, deci nu-mi da doar o șpagă, cea în care a refuzat să semneze tratamentul dat de un alt medic oncolog până când familia nu a contribuit și așa mai departe, deci lucrurile astea sunt abominabile. Eu am un respect extraordinar față de medici, deși din fericire n-am avut foarte mare nevoie de ei și poate am și avut noroc că atunci când am avut nevoie să întâlnesc numai medici deosebiți, care nu numai că nu mi-au cerut niciun ban, nici n-au dat vreun semn că ar face rabat de la responsabilitatea lor de medic, pentru că eu n-am contribuit la bunăstarea lor materială și pe vremea sau când am avut eu nevoie de medici nu aveau asemenea salarii. Dincolo de asta, ar trebui la un moment dat discutat foarte serios în societatea românească. De ce? Eu cred că a pune pe același plan un cadou dat de un pacient care a fost salvat de cancer de un medic și șpaga cerută de medic pentru a trata pacientul, deci a le pune pe același plan, mie nu mi se pare normal. E o greșeală, da. În ambele cazuri, din câte știu eu, medicul plătește penal pentru că se consideră șpagă. Atâta timp cât în România, din inițiativa habar n-am a cui, a devenit nu legal, ci obligatoriu să treci pe bon șpaga, că bacșișul asta e, pe care o dai unui ospătar care ți-a adus o bere la masă, poate la un moment dat vom vorbi și de toate situațiile care s-au născut în care, cum adică nu dați? Păi trebuie să trecem pe bon, cum nu dați bacșiș? Că așa, deci, dincolo de asta, în care mulți oameni s-au simțit obligați brusc să dea bacșiș, că li s-a adus o bere pentru că nu e așa, acum trebuie trecut pe sau bon. Sau altele în care veneau cu bonus, socoteau ei. Da, cât la sută exact, trebuie să li se lasă. Direct. Da. Deci atâta timp cât bacșișul a devenit legal, de ce un cadou, încă o dată, un semn de mulțumire pe care un om îl aduce altui om care l-a salvat de la moarte, nu înțeleg de ce este. Deci ar trebui discutat, pentru că de foarte multe ori se face confuzie. Și în acest caz, de exemplu, eu am văzut o poziționare a psihiatrului George Diaconu imediat după caz, în care spunea că, din câte știe el, foarte multe din aceste așa numite șpăgi, de fapt, fuseseră oferite de pacienți. Deci lucrurile astea trebuie lămurite, trebuie clarificate, pentru că altfel se aruncă o anatemă pe întreaga castă a medicilor, ceea ce nu e normal. Nu e normal. Repet, eu am un mare respect pentru ei. Eu știu că mulți dintre ei sunt gata să-și dea ei, nu doar sănătatea, timpul și psihicul ca să salveze oamenii. Ar fi în stare să-și dea viața dacă ar fi chemați într-un loc unde aceasta ar fi pusă în pericol ca să salveze alți oameni. Deci nu putem și în niciun caz n-aș vrea, deși am văzut, din păcate, după acest caz, am văzut aceeași revenire la același tip de discurs. Păi dacă medicii, uite ce fac medicii. Nu medicii fac, ci anumiți indivizi care au terminat o facultate de medicină. Să nu confundăm. Bun, da. Continuăm pe acest subiect, doamna Cora Munteanu, să vreau să fac legătură și cu ce se întâmplă la Satu Mare, pentru că acolo a fost un protest de amploare. Oamenii au ieșit în stradă pentru a striga nemulțumirea față de sistemul medical. De această dată este vorba despre tragicul caz al Ștefaniei, o elevă de doar 15 ani care a murit la câteva ore după ce a ajuns pe picioarele ei la unitatea de primiri urgențe. O anchetă este în desfășurare, dar o mare parte a comunității din Satu Mare s-a arătat revoltată de modul în care a fost tratată adolescenta și de faptul că medicii nu au putut să o salveze.
salveze la timp. Ca să înțelegeți cu exactitate cazul, este vorba despre o adolescentă de 15 ani care i s-a făcut rău la scurt timp după ce a ajuns la spital cu o durere de stomac, iar sătmărenii și părinții acestei fete spun că pacienta nu ar fi fost tratată așa cum trebuie de către medicul de la camera de gardă. Același medic ar fi tratat și alți pacienți care în urmă cu ceva timp ar fi decedat, tot din cauza faptului că, spun sătmărenii, ar fi fost tratați cu indiferență. Da, revenind la șpăgile, două observații. În prima dată vreau să povestesc o chestie întâmplată în Târgu Mureș, când eram eu în Târgu Mureș, când iarăși fusese luată în vizor clinica de oncologie, pentru că se luau șpăgi, se luau într-adevăr. Și aveam un amic care era la DNA. Și stăteam la o bere, la o cafea cu respectivul procuror și se amuza. De ce se amuza? Pentru că procurorii DNA, ca să nu, erau foarte multe dosare și ca să nu le care toate la DNA, s-au dus ei și au cerut la conducere un birou să studieze ei nu știu ce acolo. Și îmi spunea procurorul, îmi spunea, băi, ce așa ceva n-am văzut. Știau că sunt procuror DNA în spital. Și am stat, au stat vreo săptămână. Și ce vreo trei zile s-au abținut să ia șpagă și în a patra zi au luat. Că zice, băi, ce, cred că e boala asta. Deci e boala, adică nu s-au putut, e dependență, nu s-au putut abține. Și zic, și ce ați făcut? Păi zice, ce să facem? Că n-am putut face flagrant. Că, mă rog, după aceea a povestit, avem cineva, o asistentă probabil, care le-a spus, domnule, care se împrietenise, că au și ei diverse tactici. Și care le-a spus și i-a și fotografiat și așa. Deci este o boală asta. Da, nu generalizăm, cum zice Radu, eu n-am cunoscut medici de aia care să-și dea viața, pentru nu își dau nici unul viața, nici nu se scoală din pat să vină să te vadă. Deci nu așa. Ca să nu mai spunem că, și nu generalizez, pot să dau vreo 5 exemple care ar face niște sacrificii, dar nu de genul ăla să-și dea viața. Nici măcar să se deranjeze. Așa, și este vorba despre sistemul ăsta public-privat, da? Pentru că mai mare șpagă și mai mare nenorocire decât să te duci la stat și să nu te vadă și să te cheme la privat, deci aia e șpagă, da? Că ăla vrea să te cheme pentru că el are un procent din cât încasează acolo sau, mă rog, are, nu știu ce are. Dar sunt tot mai frecvente. Eu propun, și la modul foarte serios, sper să ajungă mesajul la domnul Rafila sau cine mai decide în țara asta ceva, domnule, să desfințeze spitalele publice. Deci să le lase este doar alea. Este propunerea domnului Voiculescu, nu? Asta și-ar fi dorit? Păi nu să le... Că oricum, degeaba te duci, plus că condițiile, plus chestiile alea. De exemplu, am un caz recent care mi-e o persoană foarte apropiată. Da? Ar fi fost blocată pe Facebook pentru cum? Asta. Cum? Ar fi fost blocată pe Facebook pentru asta. A, ca să, da, da, ca să nu spun de asta. Dar și eu sunt împotriva. Eu am, cred că tot la emisiunea aici am spus, eu când a făcut tata AVC, eu l-am dus la spital și eu le-am spus, eu nu vă dau șpagă. Puteți să-l omorâți dacă vreți, dar eu nu vă dau șpagă, da? Dacă am procedat toți așa. Și pe prietena asta mea, ea are o problemă și nu știu ce, și tot al doilea așa, și nu facă nimic și le-am dat. Păi zic, și de ce le-ai dat? Păi cum? Dar nici nu se uită la tine dacă nu le dai. Și am fost la un spital de elită din București, unde am stat cu ea și cu maică sa, am stat 5 ore pe holuri, erau 5 oameni, nu-i vedea pe medicul, nu venea să-i vadă pe nimeni, nu venea să vadă pe nimeni, pentru că era ocupat. Ca să aflăm după aia că nu era ocupat, ci că pur și simplu n-avea chef. Deci, Radu, nu știu, poate ai prieteni, și eu am un prieten extraordinar care este fantastic, este vorba de doctorul Horațiu Suciu de la Târgu Mureș. Da, ăla, într-adevăr, dar nici el nu și-ar da viața pentru nimeni. Hai să fim serioși. Bun. Așa, bun. Deci, bun, sunt câțiva, dar în rest sunt cei care nu-și dau interesul și care cea mai mare pasiune a lor este să lucreze și la privat, să încheie repede la public, să-și facă repede treaba, să meargă la privat, dar să facă bani. Dar e important să spunem că nu toți sunt așa. Uite, de exemplu, mă gândesc acum la doamna doctor Alida Moise de la Spitalul Ministerului Afacerilor Interne, care este un medic excepțional.
Sau la doamna doctor Adriana Nica de la Spitalul Universitar și tot așa. Mai sunt și cadre medicale sunt foarte dedicate. Dar nu și-ar da niciunul viață, nici doamnele astea nu și-ar da. Bun, mergem mai departe, pentru că săptămâna aceasta au fost printate și puse în plic primele carduri de energie acordate de către guvern pensionarilor care au venituri mai mici de 2000 de lei pe lună, dar și pentru persoanele vulnerabile. Prima tranșă de bani de 700 de lei ajunge la beneficiar în februarie și ceilalți 700 de lei în luna septembrie. Radu Herjeu. Foarte bine, n-am ce să... Am discutat de atâtea ori despre... Eu aș vrea la un moment dat să se găsească și altă soluție decât subvenționarea prețului nesimțit practicat de companie. Adică aș prefera să nu-mi ia mie din stânga bani pe ideea că nu, știi, nu plătesc eu direct diferența de preț între cel subvenționat și cel cerut, dar de parcă bugetul n-ar fi făcut tot din banii mei și ai tăi și ai Corei. Adică de parcă banii ăia de la buget ar veni din cer. Prin urmare, nu, adică nu mi se pare nicio soluție decât că, sigur, pensionarii care oricum cred că la 2000 de lei nu plătesc nici impozite pe pensii și așa mai departe, ei într-adevăr vor resimți mai puțin, dar altfel pe termen mediu și lung nu e o soluție. Adică doar plimb banii încă o dată. Eu am senzația că am plătit doar 400 de lei luna asta întreținerea, dar ce să vezi, din taxele, din impozitul pe venitul meu, o bună parte se duce pentru ca eu să plătesc nu 400, ci 1000 sau cât ar fi trebuit să plătesc. Ar fi trebuit, vorba bine. Da. Înseamnă că n-ai avut căldură, ba da. De plătit așa puțin. Ba da, chiar am avut căldură. Da, da. Între timp, tot săptămâna aceasta, ministrul familiei Gabriela Firea a anunțat pe pagina sa de socializare că sumele acordate și vârsta solicitanților în cazul programelor Family Start și Student Invest vor crește. Despre acest subiect ne vorbește colega mea, Mădălina Hodea, în direct cu noi. Bună seara, Mădă, ești în direct, ascultăm. Bună seara, Rafa! Bună seara tuturor! Ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse a postat pe pagina sa oficială de socializare faptul că sumele acordate și vârsta persoanelor care solicită programele Family Start și Student Invest vor crește. Mai mult decât atât, până în momentul de față au fost acordate 650 de credite din aceste două programe. Ministrul a mai declarat faptul că va continua aceste credite extrem de importante pentru tinerii din România. Totodată se pregătesc și modificări extrem de mari pentru a putea fi accesate mult mai accesibile aceste două programe. Ca să vă dau și un exemplu, vor putea fi achiziționate autoturisme mai mult cu 7 locuri sau medicii și persoanele monoparentale, familiile monoparentale vor putea achiziționa aceste două credite. Totodată, până la finalul lunii decembrie, au fost solicitate foarte mult aceste două programe, mai exact până la finalul lunii decembrie au fost acordate 500 de credite pentru studenți și 150 de credite pentru familiile care sunt la început de drum. Mădălina Hodea, mulțumesc pentru aceste informații. Miniștrii de interne din Uniunea Europeană s-au întâlnit la Stockholm, la prima reuniune informală a Consiliului Justiției și Afacerilor Interne. La eveniment a fost prezent și Lucian Bode. Migrația ilegală a fost unul dintre subiectele de pe agenda a Consiliului JAI. Aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen nu figurează pe ordinea de zi. Însă Lucian Bode a declarat pe Facebook că a discutat despre acest subiect, dar doar în marja reuniunii. Doamna Cora Munteanu. A discutat pe hol, nu mai pot cu discuțiile de pe holuri. Deci ăștia și mai ales Aurescu, Doamne, Aurescu. Deci dacă se întâlnesc pe... Deci se duc la o reuniune, da? Și se întâlnesc cu unul, care un austriac sau un... Și ăștia așa sunt ei, că zâmbesc așa, știi? Adică ei sunt politicoși, zâmbesc automat așa. Și... domnul Aurescu și domnul Bode se repet la Facebook să scrie: m-am întâlnit cu ministrul austriac și mi-a zâmbit. Și asta înseamnă că ei, asta e o promisiune. Deci zici că-s fete de alea proaste de la țară, se la oraș. Și le... cum? Să păstrăm totuși un limbaj. Fete naive. A, așa, mersi, Radu. Vezi dacă ai lucrat. Deci fete naive, venite de la țară, deci fix așa sunt, așa care, pe care le... le înșeală și le ademenesc în tot felul de curse de astea, gen frații tăi, da? Niște șmecheri, da? Și se apucă Bode și spune: dar era normal, adică
Dar nu știu ce s-a pornit, deci nu mai pot cu Schengen ăsta de vara trecută, de când s-a pornit de Sarkozy, sau Iohannis, când s-a întâlnit cu Sarkozy și a zis, hai să deschidem discuția cu Sarkozy despre Sarkozy mai greu, că nu mai e președinte, cu Macron probabil. Că... Macron, da, vai, Sarkozy, dar cine a venit cu... Sarkozy, Doamne, mersi. Uite, vezi ce bine e să ai un cap limpede. Toți trei aici o ducem la capăt. Așa, bun. Chiar ce m-am gândit. Bun, și s-a întâlnit cu Macron și a zis că, că în Schengen, că nu știu ce, și de atunci noi o ținem cu Schengenul. Dom'le, cu Schengenul. Acum, nici nu era vorba, că era foarte clar, adică și ăia suedezii care au președinția au spus foarte clar. Dom'le, că, așa că nu poți să zici, cum, să-i trântești ușa nasului și să zici, dom'le, dacă se va ivi ocazia să discutăm, sigur că vom discuta, dar așa. Dar ei n-au zis, au zis, să vedem când o se va întâmpla, nu știu ce. Acum s-a dus domnul Bode, dar nu știu dacă a fost o poză, deci dânsul și-a pus o poză pe Facebook în care el este pe ecranul principal și pe masă mai sunt trei ecrane mici în care este el în poză, dar în care nu stă nimeni, deci acolo stătea Bode. Deci, dom'le, cât de penibil, dar omul ăsta nu are totuși niște consilieri să-i spună, dom'le, întâlnirea cu unul pe hol care zâmbește și care... Tu ce l-ai întrebat? Dar bine, eu am dubii că Bode știe engleză ca să poată, sau germană, sau o limbă. Dar chiar și așa, are consiliere acolo. În orice caz, eu sunt sigur că domnul ministru Lucian Bode știe că nu avem nicio șansă, cel puțin în prima jumătate. Și atunci, care-i prosteala? Ce-i cu prosteala asta? Adică, nu mai poți, stai un pic, că revenim la fapt, că pe mine nu m-ai întrebat de astea cu energia și nu vorbesc de alea. Avem foarte puțin timp și două subiecte foarte importante care o să vă placă. Da, nu, numai așa să spun, pentru că nu este, e normal să dea ajutoare să facă tot ce vor ei. Dom'le, dar în condițiile în care a scăzut prețul gazului la nivel european, nu este normal ca noi, consumatorii, să plătim atât de mult. Dar iarăși nu ne pasă, pentru că noi avem problemă cu Schengen, nu? Și nu mai știu cu ce non-subiect, cu cartea prințului Harry și cu nu știu ce. Deci noi avem treabă, da? Nu ne interesează că plătim dublu față de anul trecut. Nu ne interesează asta în condițiile în care s-au făcut la nivelul Comisiei Europene s-au luat niște măsuri pentru ca cetățenii, toți cetățenii, nu doar cei săraci, să plătească mai puțin sau să facă ceva. Da? Dacă e stația bani, miliarde ca să se dea în Ucraina, cred că și noi trebuie să primim niște bani. Și că tot vorbiți despre Ucraina, Germania a confirmat oficial că va livra tancuri Leopard 2 Ucrainei. Statul autorizează de altfel ca țările aliate care dețin acest tip de armament să poată face același lucru. 14 astfel de tancuri vor ajunge în Ucraina din Germania. După câteva săptămâni de negocieri, cancelarul Olaf Scholz a anunțat decizia că a discutat și cu partenerii săi, printre care și cu Statele Unite. De asemenea, și Polonia va trimite tancuri în Ucraina. Și Radu Herjeu, Statele Unite ale Americii, au anunțat că vor acorda un nou ajutor Ucrainei, un nou ajutor financiar. Bun, întâi să vedem tancurile alea în Ucraina și după aceea să... Eu am mai spus-o. Mie această cursă a armării în zonă, mie nu-mi seamănă pace. Îmi pare rău. Mulți o să-mi spună că... Habar n-am, că sunt putinist, că vreau să-i omoare pe ucrainieni. Nu. Putin este un criminal care a invadat o țară și omoară oameni nevinovați. Ca să ne înțelegem. Dar nu cred, cu puțina istorie pe care o știu eu nu cred că înarmarea, supra-înarmarea, extra-înarmarea și folosirea de arme din ce în ce mai sofisticate, mai scumpe și mai puternice va duce la pace. Nu cred. Istoria ne arată că, în general, când două părți au resurse să se înarmeze, se ajunge la un război din ce în ce mai crunt și care va implica mai devreme sau mai târziu și alte țări. Eu nu vreau ca acest război să implice alte țări. Eu n-aș vrea să implice nici măcar acele două țări. Dar asta s-a întâmplat indiferent de voința mea.
Dar în acest moment, când toată lumea aplaudă trimiterea 14 tancuri, nu știu ce diferență vor, sau 16 sau câte sunt, nu știu ce diferență vor face aceste tancuri în acel război. Sincer, nu-mi dau seama. În total sunt, că sunt mai multe țări care vor trimite tancuri. Bun, undeva la 70 vor fi 30, ceva. 70. Nu știu ce diferență vor face în acest moment în care Ucraina este devastată. Dacă vor face o diferență și vor aduce pacea, foarte bine. Eu nu cred, repet. Și întrebarea mea este, în ce măsură această contribuție la apărarea teoretic Ucrainei nu va fi un pretext pentru Rusia pentru gesturi mai necugetate decât cel de a ataca Ucraina. E important de menționat că au fost oficiali care au vorbit despre faptul că trimiterea de către Statele Unite ale Americii tancuri în Ucraina nu ar trebui să afecteze nicicum Rusia, și chiar spunea un oficial că nu va afecta nicicum și nu va slăbi nici pe departe Rusia. Aș vrea să vorbim despre fostul președinte al Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, care caută angajați în România. Este vorba despre hotelul miliardarului din Irlanda, care are 300 de angajați, iar cazările pornesc de la 280 sau chiar 300 de euro pe noapte. Hotelul Trump, de 5 stele din Irlanda, caută menajere, restaurant manager și ospătari din România, iar salariile sunt cel puțin atractive, doamna Coromânteanu. Da, eu cu domnul Trump am o corespondență intensă. Așa, serios, în sensul că îmi trimite pe zi cam 10 mail-uri. Okay. Așa, el. Mă rog, echipa lui. Echipa. După aceea vine Eric Trump. După aceea doamna Melania, mai răruț. Așa, acum, acum va fi deblocat de pe Facebook. Știu foarte sigur. Bine că m-au blocat pe mine. Da, domnul Trump este într-o campanie de revenire, nu o să mai revin niciodată, asta e foarte clar că s-a... Așadar, lucrează, nu, serios, îmi trimite și nominal, bine, e un program care sigur te... Dar ce vrea domnul Trump de la mine? Bani. Și am răspuns de vreo 5 ori, în sensul că, domnule președinte, eu sunt jurnalistă din România, nu cred că vă pot ajuta nici cu votul și cu atât mai puțin cu bani. Dar dacă dumneavoastră mă puteți ajuta pe mine, ajutorul este binevenit. Iată că acum mi s-a ivit ocazia ca să-l scriu, bine că mi-ai spus, să-i scriu dacă deschideți acel hotel, cu siguranță aș câștiga mult mai mult și uite, deja s-a stabilit o prietenie între noi. Eu sunt dispusă să-i donez suma aia minimă, că tot îmi înșir acolo sumele pe care le pot dona. Deci vreo 10 dolari pot să donez și eu. O să fac parte, mi-a propus să fac parte din echipa restrânsă de cu care el va ataca alegerile din 2024, dar îmi pare rău, deci știi de ce? Bine, asta cred că m-au luat din baza de date de la Barack Obama, că atunci m-am băgat eu în seamă că îmi plăcea deci, de așa. S-a furat acolo. Și da. Deci aștept, o să-i scriu să văd ce facem cu hotelul. Dar e bine, ca din punct de vedere economic este foarte bine, că iată, în timp ce toate merg, bine, dacă stăm toate să ne gândim puțin corect, salariile sunt undeva la 2500-3000 de euro pe lună. În Irlanda, nu e foarte mult. Nu e. Dar bine, Trump este cunoscut ca fiind zgârcit. Ca fiind extrem de zgârcit și în general oamenii care au lucrat pentru el întotdeauna s-au plâns că erau nu numai hăituiți, adică munciți, dar și prosplătiți față de alte... Da, bine, presupun că în afară de banii pe care i-a tot avut și i-a tot pierdut, pe care i-a tot rămas de la tăticul și i-a tot pierdut și așa mai departe, bănuiesc că tot așa se fac bani, profitând de niște unii să te creadă pe cuvânt că... Bun, aceasta este concluzia. Am ajuns la final cu emisiunea retrospectivă a săptămânii. Doamna Coromânteanu, mulțumesc tare mult pentru explicațiile dumneavoastră și analizele delicioase, aș putea spune. Radu, mulțumesc și ție pentru prezență. Vă mulțumesc și eu pentru că ne-ați urmărit. Să aveți o seară liniștită, numai bine.